Ați auzit probabil declarațiile pe care le-a făcut astăzi președintele Klaus Iohannis în prima ședință a CSM. Cum vi s-au părut dumneavoastră? Sunt surprinsă de aceste declarații și deja am întrebări cu privire la cum vede președintele Iohannis mersul justiției de acum înainte, pentru că sunt declarații care seamănă cu ceea ce ne spune PSD-ul sau politicienii PSD sau politicieni în general care sunt anchetați. 1. Teama ca justiția să devină o supraputere, eu nu înțeleg. Justiția este una din puterile din stat, egală cu Parlamentul și cu Guvernul. Ai spune că poate devine supraputere și să nu devină, înseamnă practic ai spune mai las-o mai moale cu anchetele. Eu asta înțeleg, pentru că altceva nu există de înțeles. Altceva nu spune. Ce înseamnă supraputere? Adică să nu mai anchetez, dacă anchetez miniștrii sau parlamentari, înseamnă că mă situez deasupra lor? Îi anchetez, că asta e treaba mea de justiție. Deci mi-e teamă să nu fie un mesaj în acest sens, da? Nu mai anchetați pe cei din celelalte două puteri, adică din guvern și din parlament. Poate nu e așa, dar nu e rău să atragem atenția publică asupra acestui lucru. E singurul mod în care eu interpretez acum această declarație să nu devină supraputere. Repet, să nu ancheteze, mai încet să nu ancheteze parlamentari și miniștri, știi, sau mai încet cu asta. Dar cum vă explicați? Da, vă rog. Și doi, cealaltă afirmație a fost cu scurgerile în presă din dosare, nu? Exact. E o discuție veche. Iarăși, parcă îi aud pe toți politicii cercetați care se plângeau de asta, adică ca și cum ok, sunt cercetat, dar acum să mai afle și țara că sunt cercetat și opinia publică. În primul rând, este firesc ca oamenii să știe ce se întâmplă la nivelul clasei politice, să știe ce politicieni sunt anchetați și cum. E firesc ca oamenii să știe că sunt furați și cum sunt furați, să știe care sunt corupții din clasa politică. Și ca tare, eu nu numesc scurgeri de informații, ci numesc informarea publicului de către presă. Și sunt dosare importante cu politicieni despre care sigur că publicul vrea să știe. Mi-aduc aminte, de exemplu, în Polonia, acum mulți ani de zile, când a fost anchetat pentru corupție ministrul justiției, s-au dus la 4-5 dimineața, l-au arestat cu toată presa acolo, care filma în direct. Pentru că era ministrul justiției și era firesc. La fel s-a întâmplat cu directorul poștei în Germania. Adică sunt dosare cu politicieni în care, da, presa și respectiv publicul, că presa o face pentru public, trebuie să fie informați. Cum vă explicați totuși această schimbare de optică? Pentru că dumneavoastră știe toată lumea, ați candidat la prezidențiale cu un mesaj foarte clar de susținerea justiției, de susținerea acțiunilor DNA. A părut că în turul 2 Klaus Iohannis a preluat o parte din ideile pe care dumneavoastră le-ați susținut în campania electorală. De unde totuși această schimbare de optică? Pentru că, așa cum observați și dumneavoastră, parcă sunt niște idei de pe vremea USL-ului. Da, între turul 1 și 2, în acea scrisoare cu 10 puncte, am scris, între altele, independența justiției, am scris NCV-ul să nu dispară, am pus exact cele să nu se modifice, de detalii, cum să zic, foarte exacte cu privire la numiri și revocări, procurorii, șefi, tocmai pentru a păstra acest ritm al justiției și al DNA, al anchetelor. Evident, dacă nu sunt anchete, judecătorii n-au ce să facă. De asta sunt surprinsă. Nu că se pare că le-a îmbrățișat, dar a spus foarte clar în acel moment candidatul Klaus Iohannis, a spus că le îmbrățișează cu bucurie. L-am citat. Acum văd că bucuria nu mai este după ce a câștigat, dar nu știu, pare că le lasă din brațe. Repet, poate că nu le lasă din brațe, poate că e bine să-i tot reamintim. O să urmăresc cu foarte mare atenție ceea ce spune și ce face, însă la prima ședință a CSM, unde a fost astăzi, să spui aceste lucruri, și mai sunt încă două,
Da, să fie prezent la ședințele CSAT procurorul general. Și asta era o propunere. Da, deci să faci astfel patru astfel de chestiuni, toate discutabile și toate care duc spre o independență redusă a justiției, mi se pare foarte mult, repet, patru într-un discurs. A treia este, cum ați spus, ca procurorul general să participe, să fie membru permanent la ședințele CSAT. Sunt total împotriva acestui lucru, pentru că procurorul general este parte a puterii judecătorești și nu are ce să caute la masă cu președintele CSAT, care este președintele țării, cu miniștri, pentru că CSAT e format din miniștri. Fiindcă nu știm ce se întâmplă în acea cameră, poate fi supus la presiuni politice de a opri dosare, îi se pot cere să se deschidă dosare unor politicieni sau, nu știu, unor oameni de afaceri. Sunt total nepublice, acolo se dă un comunicat apoi cu ce s-a discutat și niciodată nu o să apară astfel de lucruri. Ce s-a întâmplat înainte și astăzi, până când se schimbă legea, dar eu sper să nu se schimbe, este că dacă era o problemă în CSAT, în care era nevoie să vină procurorul general să răspundă la niște întrebări, era o problemă de contraspionaj, aveau dosare, deci să răspundă la niște întrebări, să prezinte ceva, era invitat. Cum erau invitați oameni din multe alte instituții care nu erau în CSAT. Soluția asta este foarte bună. Inviți pe cine ai nevoie ca să răspundă la niște întrebări membrilor CSAT, după care pleacă. Decizia o iau membrii CSAT. Nu are ce să caute un magistrat în CSAT în mod permanent la luarea acestor decizii. Și a patra chestiune care dă fior reci pe șira spinării, mie cel puțin, dar sunt sigură că încălzește la suflet pe baronii anchetați penal, este ridicarea MCV până la sfârșitul lui 2016. Și am să spun de ce mie îmi dă fior reci, pentru că dacă nu era MCV, DNA nu mai exista astăzi, declarațiile publice de avere și interese nu mai existau astăzi, Agenția Națională de Integritate nu mai exista astăzi. Pentru că avem o majoritate politică în România care nu dorește să existe DNA, ANI sau declarațiile publice de avere și interese. Și multe altele, le-am dat trei exemple. Și profită de fapt, vă rog. A spune că în 2 ani de zile tu le ridici, ai ca obiectiv să elimini MCV, mecanismul de cooperare și verificare, adică încă o privire din partea Comisiei Europene asupra justiției din România,